Au fost acțiuni fulger împotriva traficanților de persoane în Bacău. 6 tineri au fost arestați. Ar fi câștigat peste 1 milion de euro după ce ar fi racolat mai multe fete și le-ar fi obligat să se prostitueze în cluburi din Germania și Italia. Indivizii au fost săltați după mai multe descindere ale procurorilor de la crimă organizată și au primit mandate de arestare pentru 29 de zile de la Tribunalul Bacău. Cei 6 au declarat că vor face recurs. Gruparea ar fi fost condusă de un tânăr de 26 de ani, ajutat chiar de soția lui. Femeia a fost și ea arestată. Victimele ar fi provenit din Bacău, Neamț, Vaslui, Giurgiu și București. O singură victimă minoră, restul victimelor majore le atrăgea prin promiterea unor relații de prietenie slash căsătorie pentru a le putea duce în străinătate. Trafic, așa cum am spus, grup infracțional și trafic de persoane, bineînțeles cu o spălare de bani colaterală, constând în aceea că, așa zis, că sumele de bani provenite din aceste infracțiuni au fost folosite la achiziționarea de imobile.